Bună, sunt Bia de la Mireasa 2. Vreau să vorbim puțin despre concurenți. Se pare că după plecarea Danei și a lui Leo e liniște în casă, concurenții sunt mult mai relaxați, se joacă, se simt bine, râd. Vedeți cât contează prezența cuiva sau absența cuiva. Mai au puțin de stat, poate că o să facă o surpriză să intre astăzi, nu știu. E mister total. Am văzut cuplul Sese Giovanna, gelozia lui Sese, că Giovanna a petrecut bine cu Perneș. A petrecut, că ăsta era concursul, asta trebuia să facă. Nu înseamnă că o să facă vreun cuplu cu el, cum am văzut scris pe Facebook. Așa ziceau din părerea cuiva, că o să facă nou cuplu, dar nu cred. Perneș în continuare e supărat din cauza Sabrinei, nu văd motivul. Ea n-a avut nimica pentru el chiar de la început, nu l-a plăcut, a spus asta clar. Să intre fete și să vedem ce-o mai fi. Și pentru că astăzi e sâmbătă și avem gala, vreau să fac un pronostic. La băieți, cred că o să fie la fel, Valentin, Sese, sau Sese, Valentin, Perneș. La fete, sigur că o să fie Giovanna, pentru că e susținută de staff, stafful ține acolo, nu spectatorii. Sabrina nu cred să mai intre, pentru că nu are cuplu, nu e interesată de nimeni. Și Alina? Și poate Nora? Poate nu. Și aș vrea să fie tot Eleonora, mama săptămânii, că e cea mai potrivită, acum că lipsește Dana. S-ar putea să aibă o șansă. Pe alta nici nu văd în locul Eleonorei, nu văd alta. Cea mai de treabă mamă. Am văzut și comentarii negative la adresei, dar eu nu... N-am ce să zic. După cum vedeți, sunt iar la muncă, că lucrez și astăzi. Sunt la muncă, aici sunt în curtea din față. Asta e casa, e casă foarte mare, oamenii sunt bogați. Asta e grădina din față. Așa. Și urmează să vedem surprizele. Fiecare gală are surprizele ei. Urmează să le vedem acum când începe gala. Și poate intră vreo fată nouă, vreun băiat nou, că de obicei în gală intră. De obicei, nu se știe dacă intră, dar stafful e plin de surprize. Pentru că doar stafful face comando în casa Mireasa. Am tot repetat asta și știu că am stat acolo și știu. Nimica fără staff. Dacă nu vrea stafful, nu se întâmplă nimica. Spectatorii votează și atâta. Atât. Nu înseamnă că e după ei, după părerea lor. Nu e după părerea spectatorilor, e după staff. După staff, Măriaș sa staff. Și să vedem, cum am mai zis, să vedem ce se întâmplă în gală. Chiar acum o să mai vorbim și după gală, după ce o să vedem surprizele. Eu tare aș vrea să intre fete și băieți noi. Că sigur sunt undeva în carantină și așteaptă. Asta e sigur, tot timpul au fost. Chiar aș vrea să văd ce face Perneș. Că așa zicea, că vrea fată nouă. Și a făcut și un plan. Iar Nora și acolo la rocul care l-au avut s-a victimizat în continuu. Se pare că îi place rolul de victima mileniului și în sezonul nostru erau care se victimizau, dar ca Nora n-a mai văzut fată să se victimizeze în halul ăsta. Și foarte rău face, foarte rău. Nu știu ce a cășunat pe băiețelul acesta pe Leo, că nu se potrivește niciun fel, nu se potrivește. El e tânăr, e fără experiență, ea îl manipulează, îl manevrează cum vrea. Mama lui și-a dat seama de asta și caută să țină mai departe de ea, dar nu reușește. V-am mai spus părerea mea că e bine să fie cuplu cu ea în casă, e bine, oricum nu o să o ia acasă, nu o să o ia. N-are cum să o ia acasă pentru că iau legile lor Macedonii. Eu am stat în Constanța, am cunoscut Macedonii, am fost la ea acasă, nu se amestecă cu noi. Poate acum, eu am fost de mult, poate acum să fi schimbat ceva, dar eu știu că țin la tradiții. Macedonii țin foarte tare la tradiții. Mie personal nu-mi plac tradițiile, lumea evoluează, de ce să facem noi ce a făcut și acum 2000 de ani cineva sau 200 de ani? Ce rost are? Atunci evoluția unde e? Rămâne fără evoluție? În rest, concurenții sunt ok. Asta, Larisa, am văzut că s-a certat. De fapt, când nu se ceartă, să nu zic ceartă, un schimb de amabilități cu Giovanna, că tot timpul are. Încă de pe vremea când avea cățelușul. Ele nu se suportă amândouă. Nu se suportă.
Și fiecare crede că are dreptate. De obicei așa este. Când cineva se contrazice, fiecare ține părerea lui. Ține de ea. Nu lasă. Nu o să spună, ai dreptate, eu am greșit. Nimeni niciodată. Poate cine știe, vreunul, dar niciun caz. Ele două nu se țin tare pe poziție. Eu personal nu plac pe Ciobana, nu plac nici pe Larisa absolut deloc. Am văzut-o demachiată, v-am mai zis, seamănă cu un băiat. Nu e feminină. Oricum, în acest sezon nu sunt așa frumuseți. Mai frumoase erau ale noastre, nu? Mai frumoase erau în sezonul 2. Erau. Nu, băieții, da, băieții sunt ok, aproape toți sunt foarte băieți, dar frumușei, aproape toți. Dar fetele, lasă de dorit, mai ales că sunt și divorțate și cu probleme și cu trecut tumultos, cu trecut... Ha. Nu știu cum i-a ales staful sau poate tocmai de aceea ales. I-a ales staful pe ăștia cu percut dubios. Am văzut că Giovanna n-a recunoscut nimic din ce i se aduce învinuieri. Dar, părerea mea, n-a făcut ceva, Giovanna zic. Ceva ce nu face nimeni. Ceva extraordinar. Că după o seară în club s-a dus la un băiat. Câte fete fac asta? Dar n-apar la televizor. Nu sunt mediatizate. Cam asta e. Asta e. Cam atât pentru azi, n-am prea avut așa mult ce să vă spun, pentru că aștept gala. Am să vă vorbesc și după gala, să vedem. Sunt curioasă de gala. La revedere! Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share.